bani 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 bani. Salutare microbiștilor și microbilor, încep clipul ăsta prin a vă spune că disprețuiesc și urăsc pariurile sportive și casele de pariuri din tot sufletul meu. Și nu din cauza faptului că am auzit despre oameni care și-au pierdut toți banii la ele sau din cauza faptului că am văzut escrocherii peste escrocherii. Nu. Asta e departe de a fi printre motivele principale pentru care urăsc pariurile sportive și casele de pariuri. Pentru că principalele 20 de motive sunt grasul XXL. Wow, zici că e San Francisco. Și aici nu fac aluzie la faptul că e gras și că ocupă toate cele 20 de motive. Că nu e atât de gras. Și pentru că el e într-adevăr cele 20 de motive. Omul ăsta m-a făcut să urăsc și să disprețuiesc pariurile sportive atât de tare, încât în subconștientul meu i-am atribuit lui primele 20 de motive. Pur și simplu el e motivul principal, al doilea motiv și tot așa până la al 20-lea motiv. Asta ca să vă întăresc ideea, să știți cât de tare mi-a influențat grasul XXL percepția despre pariurile sportive și casele de pariuri. Nici măcar nu l-am văzut cum joacă, cum pariază sau cum intră el în vreo casă de pariuri, a fost suficient să văd reclama asta cu el. De sute de ori. Wow. Ia să vedem o tati ce cu băiatul ăsta de casă. Mai trebuie niște zeamă la compotul ăsta ca să fie bine. Sunt convins că și voi ați văzut-o că au tot pus-o peste tot. Și din start vă zic omul ăsta că grasul XXL nu mi-a fost niciodată antipatic. Ba chiar i-a ascultat melodiile când eram mai mic și mă plimbam cu bicicleta. Cu bicicleta altora că până la 7 ani mei mă mințeau de fiecare dată că ce să vezi, s-a scufundat vaporul care mi-aducea bicicleta din altă țară. În fine, poveste lungă. Revenind la grasul, v-am zis, îl ascultam când era mai tânăr. Pare un om ok, nu-l cunosc personal, dar reclama asta în care a jucat a fost cea mai antireclamă pentru mine. Dacă până acum, la 22 de ani și 11 luni, n-am jucat niciodată la pariuri, să fiți convinși că nici n-am supat vreodată, mai ales după ce am văzut reclama cu grasul XXL și casa pariurilor. De sute de ori. 20-10, baby, lumea s-a schimbat. Wow. Într-un timp, dacă ține-o bine minte, mi-a apărea peste tot, pe Facebook, pe YouTube, cred că și pe Instagram și cine știe pe ce site-uri obscure mai intram eu. Nu de altă, dacă să verific dacă ai mei m-au mințit, ori dacă chiar așa a fost, se scufunda mereu vaporul care mi-aducea bicicleta din altă țară. Cred că mă mințeau. Pur și simplu, disprețul și ura mea pentru casele de pariuri au crescut exponențial de fiecare dată când auzeam reclama asta. La fel, în același timp, mi se încleșteau pumnii și dinții și aveam doar un singur gând în cap: să distrug filmarea asta. Dacă e un lucru pe lumea asta pe care l-aș elimina, pe lângă chestiile de bun simț și raționale pe care le-ar elimina oricine, precum bolile și canalul de YouTube al lui Pican, acela ar fi reclama asta odioasă cu gras XXL. Cred că în iad, atunci când se torturează oamenii, e pus să se uite la reclama asta undeva la milioane de cicluri timp de 10.000 de ani, iar apoi pun să o vadă din nou, numai că în clip nu mai cântă băiatul ăsta, nu, ci este înlocuit de Pican. Cam atât de rea mi se pare reclama. Bine, exagerez puțin, dar oricum reclama e nașpa, la fel și pariurile sportive. Nu vă recomand, dar dacă cineva vrea să joace, go ahead, că doar nu o face pe banii mei. Ai auzit textele pe care le scriu despre fetele pe care le știu și ai aflat de la altele mai târziu că sunt pe bune toate. Acum că am spus chestia asta, bine v-am găsit la al 20-lea clip din seria Hoți Cibernetici, seria care ar fi avut până acum 500 de episoade, dacă aș fi făcut clip despre orice rahat pe care mi l-au zis și trimis diversi indivizi, neînzestrați cu suficientă materie cenușie, ca să nu le zic direct că sunt proști, de la țepe cu conturi de Fortnite la 5 euro, la mesaje primite de ei de la conturi cu 0 urmăritori pe Instagram în care li se zice să fie ambasadori și mă și întrebau, e fake? Oare e schem? Și până la mesaje în care îmi zic că, ia uite, Mac vinde produse cu 20 de lei mai scumpe decât Amazonul. Vai, ce tâlhare e Mac, nu sunteți de acord cu mine, oameni. Ia uite, vrea și gura e Magului să mănânce ceva. Urât. 20-10, bă. În clipul ăsta o să vorbesc despre o schemă simplă, o găinărie din traia de jos. O să vă arăt cum funcționează și o să am și un exemplu cu un tip care a venit la mine țepuit. Nu e ceva sofisticat la mijloc, doar de proști trebuie să dai. Și trăind în România, ce să vezi? Dai la tot pasul! Schema se numește Ponturile Sigure. Pe scurt, hoțul cibernetic își face un cont sau o pagină de Facebook ori de Instagram, pe care începe să posteze așa zise bilete câștigătoare, că el are meciuri aranjate, că se știe cu surse, că el colaborează și că hai să ne îmbogățim împreună. Tu, Gigel, care ai terminat liceu agricol, cauze și ABV de vânzare pe OLX imediat după ce ai văzut vreo postare de genul. Pentru că în gândul tău crezi că o să-l contactezi pe tip, iar el o să te învețe și pe tine cum să faci bani mulți din pariuri contra unei sume modice de început.
Ce să vezi, gele, ai luat țeapă dinainte să o iei. Indivizii de genul schimbă conturile repede înainte și au o grămadă de conturi de pe care se laudă prin comentarii și își dau și like-uri, că e sursă sigură, că mersi domnule, că... Și au și tovarăși care se lase comentarii. Ce n-ar face ei pentru o bere moca de la tovarășul hoț de pe Facebook? Uneori pompează și bani în reclame pe Facebook găinarii ăștia. Bănuiesc că cel puțin o dată în viață ați văzut și voi vreuna, chiar și fără să vă fi dat seama. Iar motivul pentru care își schimbă conturile pe repede înainte este acela că primesc reporturi și evident, pentru că s-a strâns deja un număr de țepuiți și riscant, că ăștia își vor pune și rudele să-ți comenteze la orice postezi, că e țeapă și că să nu-ți dea lumea bani. Iar de aia care te amenință spunându-ți că te vor reclama ei la poliție, o să râzi, că n-ai ce altceva să faci. Conturile pe care eu să vi le arăt sunt deja șterse. Am încercat în privința paginii de Instagram să-i găsesc poza de la avatar, că evident că e luată de pe net, dar eu am doar screenshot-ul ăsta, iar poza e la rezoluție prea mică ca să rezulte vreun rezultat. Dacă contul ar mai fi fost în picioare, v-aș fi arătat cum am luat poza de pe net, poza de profil, că ăla nu este, așa zisul, băiat bun care vă învață cum să faceți bani din pariuri, precum și descrieri pe lângă poza furată, a furat și descrieri și alte imagini din postări. Ba chiar aș fi intrat și eu în dialog cu hoțul, doar așa, de dragul de a vă arăta ce oameni proști sunt în spatele paginilor. Pentru că nu trebuie să te ducă capul prea tare ca să faci găinării de genul, că dacă te-ar fi dus capul mai mult, ai fi făcut altceva. Dar ce să vezi, sunt șterse conturile și absolut toți indivizii din spatele paginilor de genul care îți vând ponturi și meciuri sigure sunt hoți și te fură pe față. Dar culmea e că sunt și mici șanse să spun odată chiar și un pont sigur din greșeală. Că dacă vin la tine 20 de indivizi să le faci biletul câștigător, ai atâtea alternative încât sigur o să dai un pronostic bun cuiva din aia 20. Și evident, la fel ca și în cazul permiselor auto din episodul anterior, ce fac este ilegal. Ca să faci un pont sigur, adică să aranjezi un meci, trebuie să faci un blat. Și blatul faci cu jucători sau cu deținători de echipe, că aici nu vorbim de torturi în caz că nu v-ați convins deja. Și ăștia sunt mafia din spatele pariurilor, care credeți-mă, nu-și riscă libertatea pentru 300 de lei în plus de la GGL. Și indivizii de genul care îți promit bilete câștigătoare, în general îți cer o plată înainte, de obicei prin paysafe, dacă nu chiar și prin Bitcoin sau Western Union, Miramash, deși GGL nu prea știe despre metodele astea de plată în general, așa că hoții ăștia se axează, se rezumă la cea mai eficientă metodă de plată, aia simplă. Prin paysafe. Găsești să cumperi coduri paysafe ca la orice magazin. Hai să vă arăt mail-ul primit de la un individ care chiar a plătit 300 de lei pentru un așa zis bilet sigur. Dar înainte de asta, haide să râdem 10 secunde de el. Bun, acum că am râs, haide să vă citesc mail-ul și să vă arăt o parte din conversația avută cu... Salutare, Lospa, sunt bine din Timișoara, dar aș vrea să rămân anonim. Da, o să cenzurez. În data de 13 septembrie, după cum vedeți, a doua zi pe 14 septembrie mi-a trimis mail-ul, am contactat o persoană pe site-ul de socializare Facebook care înșeală oamenii. Site-ul de socializare Facebook care înșeală oamenii. Da, e destul de corectă propoziția. Oricum ai dau, chiar este destul de corectă. El se ocupă cu pariuri sportive. Cu asta se ocupă. În caz că nu s-a înțeles cu ce se ocupă, se ocupă cu pariuri sportive. Cu asta se ocupă. Am cumpărat un bilet de la el cu 300 de lei, în speranța că scoșeu ceva. Între timp el mi-a dat meciurile, dar ce să vezi, în prima jumătate a jocului mi-a dat bloc. A doua zi postează același bilet, dar cu mici editării, spunând că câștigător ca de obicei. Vreau, dacă te rog, să atenționezi lumea în privința indivizilor de genul, să nu facă aceeași prostie și alți oameni. Uite, chiar asta fac, iar trebuie să cenzurez numele. O să-ți las niște screenshot-uri din conversația cu el. Știu că faci o serie de hoți și belenete și de asta te-am contactat. Vreau doar să atenționezi lumea legătură cu individul acesta. Fac acest mail pentru că tu poți oferi lumii informații pentru că ai un grup destul de mare. Facebook, Alexandru Miu, uite-te, te rog, dacă ai timp. Și v-am zis, n-am cum să uit pentru că profilul a fost deja șters. Mulțumesc frumos, cu plăcere. Iar trebuie să cenzurez numele. Și aici avem screenshot-urile trimise de l-a întrebat aici cât e abonamentul. Ăsta a zis că salut, următorul bilet este astăzi și că are cota de 27 și ca să intre în posesia biletului trebuie să plătească 300 de lei prin Superbet sau Paysafe Card și că până acum de la această sursă a pierdut doar 27 de bilete din 179 și că în caz de eșec primește alt bilet până iese următorul, dar până acum nu am pierdut niciodată de două ori la rând. Ăsta a zis că o să-l contacteze dacă e. După a revenit, l-a întrebat dacă trebuie să pe PCF e ok, ăsta a zis că da, a zis că o să-l caute mâine și după chiar a revenit, l-a întrebat în legătură cu biletul cum face, ăsta a zis că să-i dea codul de PCF ca să verifice. Aici a trimis codul de PCF de 300 de lei, după ăsta a zis să facă poză la tot biletul, a trimis ăsta poză cu biletul și a zis totul cibernetic, mult succes, aștept o poză de la bilet după ce pariați. Și a zis, ok, mersi mult, o să-ți trimit, sper să fie cu noroc. Dacă ar fi știut. Și după ăsta i-a zis like.
Și cam asta este conversația, ăsta este profilul de Facebook al hoțului cibernetic, v-am zis, nu mai există profilul ăsta, a fost șters și cam asta e. Bun, cam atât, cred că ați priceput mecanismul ăsta simplu din spatele găinăriei cu ponturile sigure. Nu-ți trebuie prea multe minte ca să-ți dai seama că astea sunt niște găinării. Dacă aș ști indivizii ăștia ponturile sigure, atunci ar paria ei banii ăștia. Iar în caz că vor zice că stai, că iau interdicție în casele de pariuri, că nu știu ce, puteau să parieze prin intermediari. Simplu. Hai, un rând de aplauze sarcastice pentru băiatul care a fost furat pe față de găinarul ăsta și pentru toți indivizii de genul care le-au picat în plasă. Bravo, băieți! Bravo! Bravo, bravo, bravo! Wow. Zici că e San Francisco!